Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Pasiune și Natură. Am venit din nou la pescuit. Nu sunt pe locul pe care am prins ultimul pește. De o bucată de timp, după viitură, tot urmăresc apa. Ce se întâmplă pe zona asta. Și am observat că aici, într-un loc, peștii sar foarte mult. Părerea mea ar fi că peștii care sunt aici, acum, pe această zonă, sunt aduși de undeva de mai de sus și încă nu s-au adaptat cu zona după viitura care a fost. Și eu cred că ei stau în banc. Pentru că în acel loc pe care am să vi-l arăt, sar mereu pești. Eu cred că stau grămadă acolo. Sunt speriați, nu cunosc zona, așa că cam asta ar fi teoria mea. Haideți să vă arăt locul. Să sperăm că vor sări și acum cât filmez. Iată, acolo unde se termină peretele de piatră. Imediat unde se termină peretele de piatră, acolo sar. Așa că eu va trebui să merg undeva mai sus pentru a putea plasa monturile în acea zonă. Aș putea pescui și din zona asta, doar că apa curge de la stânga la dreapta. Acelui loc, ori dacă nu, puțin mai sus, cu 5-10 metri. Bun. Acum rămâne să îmi iau bagajul. Vedeți, sunt cu bagajul aici. Am venit doar să studiez și să fac introducerea videoclipului. Și rămâne să vedem ce găsim acolo. Și unde putem să facem un micuț stand pentru pescuit. Gata, prieteni, am plecat. Vom ieși din locul ăsta și să sperăm că găsesc ceva acolo. Bun. Greu cu bagajul. V-am spus. Pe râuri, cât mai puțin bagaj.
Că dacă nu, uitați ce găseți pe aici. Haideți să vă arăt pe unde mergem. Mai vorbea și din spatele camerei. Da. Băi, aș fi putut să merg și pe acolo, pe jos. Dar acolo este un loc al unui pescar care îl cunoaște foarte bine. Și vreau să evit să las urme prea multe. Nu vreau să am concurență, pentru că după cum ați văzut și la alte videoclipuri, muncesc mult ca să fac un loc de pescuit. Acum, ia uitați ce e pe aici. Dezastru. Voi merge așa prin exteriorul păduricii până în dreptul acelui loc, după care voi începe să intru. Să vedem. Cred că am să intru pe aici. Așa. Da, intru pe aici. Sunt cam în dreptul peretelui, de la jumatea lui. Pare o zonă mai decopertată. Ia să vedem. Pare o zonă bună aici. Da. Aici cred că. E un salcâm aici jos care mă deranjează. O să mă agăț în el. Pare bine aici. E destul de larg. Ia să vedem dacă pot să trec de el. Să nu mă înțap. Măcar până ajung cu bagajul acolo. Așa. Acum să vedem dacă se poate sta aici. Băi, dar ce înalt e aici. Am un copac în apă aici. Un pic cam dificil. Dar puțin mai la dreapta. Ia să vedem. Hei-ha. Dragi prieteni, părerea mea că aici ar fi locul. Trebuie să-mi aleg unde voi sta. Va trebui să evit copaci înalți. Doar că mi se pare prea înalt aici. Plus copacul ăsta în apă. Vor fi mari probleme cu scosul peștelui. Dar mai bine să am copacul lângă mine ca să pot să-l evit decât să fie departe. Cred că
era strâmb. El va crește drept din nou la anul. Așa că salutare și numai bine. Vă salut din nou. De data asta strâng și plec. Mulțumesc pentru vizionare. Sănătate multă.